Intri în joc pasiv. Bă, Serica! Dimineața Blană cu Țibulcă și Coțofană. Am zis că ne jucăm ceva. Se numește Alpha Match, jocul ăsta. Vom avea două echipe. Vom avea, bineînțeles, echipa fetelor neoficialele, adică formată din Francesca și Sevi, câștigătoarele Next Big Vlogger, cel mai tare concurs de, pentru creatori de conținut din România. Și vom avea Noaptea Târziu, echipa Noaptea Târziu, formată din Emi și Cucu. Ce se întâmplă în acest Alpha Match? Se întâmplă că dacă ne bat cumva sau îndrăznesc să atenteze la supremația noastră, nu știu, vedem cum vă descurcați, care este mai pe fază. Noi este mentori. Am jucat și eu cu Liviu Teodorescu jocul ăsta. Vedeți că este un joc foarte dificil, pentru că există foarte multe șanse să spuneți prostii. Nu contează, va trebui să spuneți tot ce vă vine trebuie la gură. Trebuie să spuneți ca să câștigați în limita, you know ce vreau să zic. Da. Ok? Bun, ce trebuie să se întâmple? Eu vă voi da, pentru prima rundă, pentru că avem două runde, vă voi da o literă, iar voi va trebui să spuneți mașini cu litera respectivă. Okay. Că este vorba despre marca mașinii sau tipul mașinii, nu contează, mașina să fie cu litera respectivă. Fiecare echipă are o variantă ajutătoare, și anume Radu Țibulcă. În momentul în care nu mai știți, nu vă vine ceva cu litera respectivă, spuneți Radu. Vă rugați la Dumnezeu și el vă dă Radu, este singurul moment când Radu va interveni în joc, doar ca să ajute cele două echipe, atunci când îi se cere. Mai avem o variantă ajutătoare, și anume publicul. Ok. 021-252-2642, oamenii noștri care sunteți acum pe felie, trebuie să sunați, să-i ajutați în momentul în care vi se cere. Dacă nu sună cineva destul de repede, o să aibă, uite, dăm la dispoziție 10-15 secunde. Dacă nu sună cineva în 10-15 secunde, nu se pune varianta ajutătoare, ok? Ok. Suntem gata? Da. Începem jocul ăsta? Da. Avem emoții? Eu nu prea știu mașina, dar da, hai. Cu ceva cu metrou, vă spun. Modelele. Wow. Fight. Fight. Litera este pentru mașini, da? Deci trebuie să spuneți mașini cu litera C. Și încep fetele. Ma, Chevrolet, Bun, mamă, ajunge, și băieții. Chrysler. Bun, fetele. Corvette? Nu, nu, e bine, e bine. E model, da. Cielo, bun. Bine. Cayenne? Bun, fetele. Citroen. Bun. Celes? Celes, bun. Căruță. Nu e mașină. Ce patru? Ce patru, bun. Bun. Fetele, e rândul vostru. Chrysler. Am zis Chrysler. În momentul în care n-o să știți, o să intrați în joc pasiv, atunci va trebui să hotărâți dacă apelați la o variantă ajutătoare. Deci, fetelor, e rândul vostru. Apelăm la public? Public. Public. Public vreți? Da. 021-252-2642. Sunați repede să le ajutați pe fete. Noi cu ajutorul publicului am câștigat la Next Big Vlogger, așa că tot cu ajutorul publicului trebuie să câștigăm și acum. Da, dar vedeți că ulciorul nu merge de multe ori. 15 secunde în acest moment. Alo! Salut! Salut! Ajută-le pe fete! Zile o mașină cu C! Corsa, Opel Corsa. Corsa, mulțumim mult! Mergem mai departe la băieți! Cabrio! Merge, da, e bun. E bun, da. E bun. Este. Cam scârție. Merge. Așa. Fetele. Hai să vedem. Să zic și cabriolet. Nu mai merge. Hai. Camion, domnul. Camioane. Da, pe principiul ăsta merge, frate, dacă da, ei au mers cu camion. Da. Da. Camion, bun, da. Băieții. C3. C3. Fetele. Da. Hai. Intrați în joc pasiv. Radu. Vă zic? Varianta Caddy. Volkswagen Caddy. Fetele și-au consumat toate variantele ajutătoare. Mergem mai departe la băieți. Noaptea Târziu. Kia. E cu capa de Kia. Nu merge. Nu mai mergea Sielo, care e cu C, da, se citește cu S. Hai, fonetic. Cu C. Intrați băieți în joc pasiv. Radu. Calibra Opel. Calibra. Bun! Și fetele, hai, e rândul vostru.
E rândul fetelor, Sevi și Francesca, neoficialele, intră în acest moment în joc pasiv. Nu mai au nicio variantă ajutătoare și trebuie să zică o mașină cu ce? O mașină cu ce, repede! Ce expiră timpul și prima rundă este câștigată de noapte târziu! Ceva, să fim totuși, să fie echitabil. Sebi vrea să vă mai dea o provocare acum încă un joc de ăsta. Ca să aveți mai mult succes de data aceasta, că am văzut că nu... Radu, nu este timpul în momentul ăsta. Hai să facem să după. Să vă dea Dumnezeu mult ajutor. Ne facem după, vine și părintele Vișinatie și facem frumos. Hai să... Mi-a căzut un glob de la Cristelniță, deci pe bune, chiar m-am supărat acum. Hai să facem, să trecem la runda a doua. Suntem pregătiți? V-ați tras sufletul? Da. Publicul, ascultătorii, vă rog frumos să fiți pe fază și să sunați repede când vi se cere ajutorul 021-252-2642. În regulă, în cea de-a doua rundă, ce trebuie să faceți oare? Ce? Round 2. Fight. În cea de-a doua rundă trebuie să-mi spuneți la fel, pe rând, fiecare echipă, lucruri, obiecte, orice. Lucruri care se ling. Și încep băieții de data asta. Cum? Stai. Lucruri care se ling. Lucruri pe care le lingi. Lucruri de lins. Lucruri care lucruri se ling. Despre care okay. le lingi. Okay. O variantă ajutătoare la Radu, care doar atunci vă poate ajuta, și o variantă la public. Am dat startul. Lucruri pe care le lingi, Emi și Cucu. Înghețată. Înghețată. Credeți de acord să nu spuneți două deodată, da? A cadea, băieți. Bunică. Bun. O să zic cactus. Cactus? Mergem mai departe la băieți. Ciocolata, poți să o lingi. Ok, mai departe. Așa face în pastilele de gât. Alea se suc. Haide, încă altceva. Mâna. Corect. Mâna pe degete. Degetele, că te lingi pe degete. Păi nu era așa, că să nu lingi mâna care te-a hrănit? Hai să mergem mai departe la băieți. Ce mai lingi? Gâtul. Gâtul? Dar de ce lingi gâtul? Nu. Eu mai fac de asta. Nu? Să văd dacă omul e romantic. Sânii. Se pune. Mergem mai departe la fete. Buzele. Asta lingi. Asta vreau să zic eu. Da, putem coboară puțin mai jos de buric? Trebuie să-mi zici un cuvânt. Bă, Sebi. Trebuie să-mi zici un cuvânt, nu poți să-mi dai explicație. Coțofana. Nu se pune? Nu. Pâșpâș. Intri în joc pasiv. Bă, Sebica. Ce? Mergem mai departe la fete. Hai să trecem repede peste momentul ăsta. Oh, Doamne. Fetele, aveți în acest moment intrați în joc pasiv. Vata de zahăr. Nu, se linge joc pasiv. Sucul de pe pahar. Radu. Varianta ajutătoare, Radu. Bag? Cremă de biscuiți. Bravo, aia se linge crema dintre biscuiți. Băieți, mai departe, hai. N-ați văzut reclame? Nu vă uitați la reclame suficiente dacă nu știați. Hai. Lămâie. Lămâia? Da? De ce o linge? După tequila, da. Bine, mergem. Tu de partea cu ești. Mergem la fete, mai departe. Mergem la fete. Ia să auzim. Ce mai lingi? Lucruri care se ling. Intrați în joc pasiv. Pereți. Intrați în joc pasiv în acest moment. Sarea, da. Tot la tequila. Sarea la tequila, da. Bun. Dacă mergem după Miley Cyrus, ciocane. Mai departe. Sarea se mai linge și la saline, știi, la pere. Da, sarea se linge dacă ești vacă. Hai. Băi. Știi că vaca pe câmp linge sare. Intrați în joc pasiv, băieții, mai aveți varianta... Public! Vrem public! Mai aveați și varianta Radu, dar... 0-2-1, nu mai aveam varianta Radu. Ba, aveam? O aveați? 0-2-1-2-5-2-2-6-4-2, să sune publicul, să-i ajute pe băieți, obiecte care se ling, obiecte care nu s-au mai spus până acum. Haide că se ridică mânuțium la Elizuțium. Bună dimineața! Alo? Salut, băieți! Salut! Ajută-i pe băieții, dar nu avem târziu, un obiect care se linge. Lingurița de la cafea. Lingurița! Bine! Și mergem mai departe. Gata, știu! Farfuria!
Farfuria, poți să lingi farfuria, bun, bun, băieții, bun. Mai departe, mai aveți o singură variantă de ajutor. Furculița, după ce mănânci. Furculița, o să se termine și asta. Ce pare retras de păr. Mai departe. Gata, hai să ne... Băieții, lingura. Bun, mai departe. Dinții. Nu îți lingi dinții. Nu există asta. Hai, 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 hai. Să iei așa e, să știi că îți scuteți dinții. Da. Bine, dinții se pun, hai. Băieți, faptul că o mesteci caramele, adică nu poți să zici nume din. Așa trebuie să bagi în gură. Vedeți că aveți varianta de la mine, eu vă țin minte ca să vă ajut. Lingi gheață, cine mai. Intrați în joc pasiv în acest moment. Zi-mă ce mai lingi. Gheață, nu știu. Gheață, bun, lingi gheață. Bun. Fetele, ce mai lingeți? Zahăr? Zahăr. Zaharină. Nu, glicerină. Zi, frișca. Frișca, da. Lingi frișca de pe, da, merge. Lingi și fineti de pe. Fineti sau Nutella, ok, ca să fie firme. Hai, mai departe, fetele. Intrați în joc pasiv în acest moment. Sirop. Sirop? De la zi. Nu se linge. De pe prăjituri. De pe prăjituri, da. Joc pasiv, joc pasiv. Public. Publicul? 021-252-2642. Ce se mai linge? Hai să vedem, publicul ne ajută pentru fete. Alo? 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 Un salut. Obiect care se linge? Timbrele pentru timbrele! Oh, ce bună a fost asta! Îl avem și o notă pe ăsta. Mergem mai departe la băieți. Plicul, plicul! Plicul vine! Și fetele, hai! Hai, fetele! Jeleuri! Fetele, nu jeleuri! Prăjitura cu jeleua lui Corneli Lie. Ați intrat în joc pasiv, fetele! Nu mai știu una. Zim, zi-o! Ajută-le, ajută-le, mă! Și ai expirat timpul! Și câștigă noaptea târziu! Ambele runde. Ce mai știi, mă? Mai era una pentru băieții care nu au... Stai. Zi. Mai era una pentru băieții care nu au bani pentru țigări și își cumpără țigări din alea și link foița. Bravo, foița de la țigări. Dar nu Dimineața Blană cu Țibulcă și Coțofană.